ne întoarcem. De ce s-a implicat Șerdean și cum a făcut de a luat, cum a făcut de a repatriat acțiunile? Că păi, ăsta cred că e cuvântul. Da. Începând de anul trecut, 2021, din luna aprilie, am făcut navetă, dacă pot spune așa, am mers în Spania de multe ori, am avut întâlniri și am explicat situația, înțelege că Dinamo este un brand, este... Nu că totul este rezolvat, că eu vin, că fac, tu înțelegi că au trecut 6 luni. Adică omul, mă, dat... scuzați-mi expresia, da. Dar știți cum eu sunt și jurnalist, în continuare era în paranoia lui, în lumea lui, că totul se rezolvă și că vor fi bani, asta vă spunea? Da. Că vor veni milioanele? Da. Cum? Da, eu sunt curios, se uita la dumneavoastră, vă duceați în Spania, vă vedeați la o masă, nu mă gândesc, ca oamenii, da, nu? Da. Și se uita cum mă uit eu la dumneavoastră, cum suntem noi ochelariști și nu, vă spun, ce vă spunea? Și nu eram singur. Deci, și ce vă spunea? Că și oamenii ăia ai lui, pe care i-a trimis aici, da, sunt tot la categoria păcăliți. Ăia sunt oameni care și-au lăsat acasă familia, slujbele, că aveau și ei, lucrau undeva, care pe unde, nu? Aveau un loc de muncă. Lăsându-le, au venit aici, unii au stat 3, 4, cel mai mult unul a stat 5 luni, până la finele lui 2020, da? Și n-au luat nici un salariu, nici un ban. Dar singurul care a luat a fost directorul general Alex Couto, fiind obligatoriu ca să ia salariu anul trecut, ca să putem să luăm licența pentru sezonul trecut, 2021-2022. În rest, sunt toți oameni spanioli, aia sunt toți păcăliți. Țepuiți. De Cortasero. Să lămurim. Sunt în aceeași situație. Au fost cu mine... De fiecare dată, ba unu, ba doi, sau poate a fost și doar singur eu, m-am dus și am vorbit cu el. Anul trecut, în iunie, am semnat o promisiune de vânzare a acțiunilor lui Dinamo, că s-a vorbit în presă la timpul respectiv și este adevărat. Am obținut această promisiune de vânzare în situația în care era o chestiune condiționată de investiția de 5 milioane de euro până la finele 2021, deci până la 31 decembrie potențial 2021. Cumpără, a lui, dacă investește banii aia, ok? Dacă nu investește... A, dacă Cortasero. Da. Dacă investe, deci cât trebuia să investească Cortasero? 5 milioane i-am cerut, da, pentru Dinamo, da, da? Pentru că am considerat că banii aceia pot salva situația lui Dinamo din toate, financiar vorbind. Când se întâmpla exact anul trecut? Anul trecut, în iunie, înainte de deschiderea procedurii de insolvență. Bun, a fost. Așa, și au semnat o promisiune și sub rezerva acestor 5 milioane. Da. Așa. Eu, practic, de la 1 ianuarie eram posesorul de drept, trebuia să investesc hârtia doar și să fac procedurile juridice ca să fiu posesorul acestor acțiuni. A, și dacă lui... nu băga 5 milioane, acțiunile... Păi nu le-a băgat, exact. Da? Și ne veneau mie, da. Bun. Dar gândiți-vă și acest aspect, adică i-am zis toate și a zis, nu, dăm termen, păi zic, ce termen să-ți dau? O să, noi suntem praf, zic, uite cum era discuția în iunie anul trecut. Cu, vă dați seama cam cum poți să negociezi în situații de felul ăsta și cu, gândiți-vă și cu tot respectul, nu vreau să vorbesc rău de nimeni, sunt, că nu-i creștinește în primul rând, dar cum poți să negociezi cu un astfel de om? Bun, și a zis, băi, uite, 6 luni îți ajung? Să dai banii. Până la urmă, și dacă vin banii în decembrie, tot o salvăm. Bun, dar mai mult, acum ce vrei zic? Cât să zăm? Până în 2030-50, ce să facem? Deci, zi 31-12-2021. Asta fusese anul trecut în iunie. Practic a avut 6 luni și ceva la dispoziție. Să bage 5 milioane. Da. Să găsea, sau să vândă. Am zis, ok, găsește tu pe cineva, vinde, treaba ta. Dar noi avem nevoie de bani. Dinamo are nevoie de bani. Asta e situația. E, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, bă, cum știți, niciodată. Da, eu asta, doar o secundă, vreau să facem o mică paranteză. Eu sunt curios, vorbeați cu el, da? Da. Cum stăm noi? Ce vă spunea omul ăsta? Se uita în asta și ce vă spunea? Filme? Ce vă spunea? Domnul Ivanovici, vă arăt dacă vreți telefonul și discuțiile mele pe WhatsApp, care rămân scrise și au rămas scrise. Vă arăt ca să vă convingeți că eu spun adevărul. Ce vă spun eu acum? Că bagă banii? Da. Da. Bun, și în asta ce credeți? Omul, vă scuzați, mă scuzați că într-adevăr nu e frumos să folosim cuvinte mari. Omul credea în asta sau, repet, era în lumea lui, era într-o paranoia? Eu am, profesia mea de bază este cea de economist. Nu sunt medic cu specializarea de care spuneți dumneavoastră. Nu mă pot pronunța. Dar eu vă relatez situația și discuțiile pe care le-am avut cu Pablo Cortasero. De-a lungul acestei perioade. Repet, telefonic a fost până anul trecut. Deci un personaj din toate punctele, da, de vedere. Începând din aprilie anul trecut, eu m-am fost acolo
în anul trecut, în aprilie, a fost o chestiune că vin săptămâna viitoare, zic, săptămâna viitoare, stai, nu veni că zi, eu plec acasă joi, că zi, joi, e joia Paștilor la noi și zic, dacă vii duminică, vrei să vii tu, e ziua de Paști, nu știu dacă ai zborul, zic, la noi sunt Paștile, zic, că la noi e mai, după voi, cu o săptămână. Nu că vin, deci asta era în 2 mai, anul trecut, că de-aia mă duc, pentru că era de Paști, am zis, bă, dacă chiar vii bine, hai că te pun la masă, îți dau un mier, că îți dai seama, meriți dacă faci tu chestia asta cu banii. Dar nu s-a întâmplat, a fost tot o poveste. Deci, din păcate. Mă scuzați, vorbim de un mincinos patologic? Nu vă întreb, sincer. Nu sunt aici să... Nu, v-am spus, nu am meseria respectivă. Bun, atunci un mincinos, nu zic patologic. Nu am meseria respectivă de a încadra, profilul lui psihologic în unde ziceți dumneavoastră. Mincinos se poate spune, nu patologic. Am spus patologic. Un mincinos cu actea regală. Păi așa au ieșit. Dacă spui că mâine, că săptămâna viitoare și tu spui oamenii în situația asta. Gândiți-vă că oamenii ăia lui săraci, știți bine că în presa apărut când fumau chiștoace pe jos pe la Săftica. E adevărat? E adevărat. Adică oamenii erau neplătiți. Nu cred asta. Fumau chiștoace la Săftica pe jos, pieți oameni? Păi căutați în arhive, în presă și uitați-vă. Da. Dar ce să vă zic? E adevărat, domne, și ea sunt vai de capul lor. Adică sunt oameni care au zis, domne, m-ai trimis în România, într-o țară străină, cum te-ar trimite pe tine cineva, te duci într-o țară străină, bun, te duci și fără bani. Ca ce chestie? Bun, stai o săptămână, două, o lună, bun, și ei au stat vreo 3-4 luni, au plecat acasă cu chiu cu vai și acum stau, și da, aceeași situație și ei. Deci omul ăla e... Asta a făcut cu toată lumea. Am mințit pe toată lumea. Sau eu să mă pun, v-am zis, să semnez eu contract de muncă în poziția asta, poziție înaltă, în care ai răspundere, că n-ai numai frumusețe, a, e președinte, stai puțin, că eu am fost și eu în public, am lucrat într-o primărie, într-o poziție înaltă, invidiată de mulți, dar nu e chiar așa, stai un pic, trebuie să citești cam ce semnezi pe acolo, să te mai și pricepi, să mai și te pregătești ce faci. E, ai și obligații, nu numai drepturi. Despre asta e vorba. Păi oare eram eu de acord să vii la o societate care nu poți bugeta nimic, că nu aveai un buget acolo, să ferească Dumnezeu, eram tot în fiecare zi, era ce facem, cum prioritizăm, așa puneam. Priorități care? Asta, asta și numerotez de la, cum se face, de la 0 la 10, care toate erau ucigătoare prioritățile alea. Primele 7 erau a fi sau a nu fi. Da. De Shakespeare. Da. Asta este. Bun. N-a plătit. A venit ianuarie. Anul ăsta. Da. N-a plătit cei 5 milioane. Da. A venit ianuarie. Nu înțeleg că nu ați acționat în ianuarie. N-am acționat pentru că... Ianuarie 2022, anul da, acesta. Eu m-am deplasat, n-am acționat că erau după sărbători, am fost direct în Spania și am zis, uite, ar trebui să investesc hârtia asta. Mie îmi lua din punct de vedere procedural, juridic, aceste lucruri, știți că durează puțin ca timp și atunci cea mai simplă soluție era totuși să se ia părțile sociale ale lui Lotus de către un investitor. Și am zis, ai banii? Nu, pare rău. Trebuie să facem o soluție, să găsim o soluție. Ai un investitor, hai să vinzi, hai să găsești, hai să... Pentru că nu era târziu și atunci în ianuarie sezonul se putea salva, în primul rând sportiv vorbind, eu ca să nu suferim... Dacă veneau banii, nu retrograda echipa. Niciodată nu retrograda. Nu avea cum să retrogradeze totuși cu echipa pe care am avut-o și pare rău să văd acum jucători care au plecat de la Dinamo și sunt titulari în prima ligă la echipe și joacă și la noi... Am căzut în liga a doua cu echipa asta. Acolo sunt alte chestiuni, dar o să le discutăm. Dacă vreți în întâlnirea aceasta, o să tot mai punctăm. Da. Eu nu plec nicăieri. Bine, eu mi-ați făcut o cafea bună, vă mulțumesc, da, că atunci am timp, putem să vorbim. Bun. Deci cam asta a fost discuția în ianuarie, m-am dus și la fel a fost o aventură de genul azi, mâine, stai că acum, că să vezi că... Da. Și uite așa am stat 33 de zile, din ianuarie până în februarie și am plecat de acolo cu o situație în care a zis, bun, până în 28 februarie, la fel condiționată o chestiune de genul ăsta, dacă nu vin banii respectivi să fie depuși, atunci de la 1 martie Dorin Șerdean devine asociat unic și poate să investească, să facă toate diligențele și să îndeplinească procedurile respective. Am semnat documentele cu dumnealui. Deci, practic, asta a fost în 15 februarie,
au mai fost la dispoziție practic încă 2 săptămâni aproape, februarie fiind de 28 de zile, și neîntâmplându-se nimic din punct de vedere financiar, după 1 martie, în 2 sau în 3 martie, am demarat procedurile respective și în data de 9 martie au ieșit actele de la Registrul Comerțului, ale lui Lotus, prin care eu eram asociat. A trebuit să-i mut și sediu social la Alba Iulia, pentru că aici era expirat sediu social, contractul de chirie al sediului din decembrie 2021, deci oricând putea să fie societate, să se ceară dizolvarea ei, practic, și era un dezastru. Acum n-aveam la cine erau, în aer, în eter, erau toate împrăștiate în univers. Din octombrie 2021 am descoperit că societatea era inactivă fiscal la ANAF, pentru că nu se depuseseră declarațiile respective. Declarații pe zero, pentru că societatea nu avea activitate, doar că era posesoarea acțiunilor. Deci era un haos la Lotus, da? Un haos. Le-am pus toate la punct. Bun, întrebare. Am mai șters și o datorie pe care o avea teoretic societatea, că a fost și asta în presă și mult timp s-a speculat în referitor la acest aspect cu faptul că domnul Ionuț Negoiță ar avea dreptul, dar orice vânzare a acțiunilor, el practic trebuie să-și dea acordul, pentru că era înscris în registru, în arhiva electronică, da? M-am ocupat și de problema asta și în luna mai a fost ștearsă și domnul Negoiță și-a retras acest hârtia respectivă, mă rog, prin care acțiunile erau practic gajate în favoarea. În ce lună deși a retras domnul Negoiță? Luna asta, în mai. Mai anul ăsta? Da, mai undeva, anul ăsta. Nu știu, mijlocul lunii mai, deci, a fost asta. Deci povestea asta, marota asta, că nu se mișcă nimic și că trebuie să-și dea Negoiță acordul. Eu ce puteam face mai mult decât am făcut? Adică, până la urmă, bun, era o datorie de 28 de milioane de lei, care era înscrisă la registru, la arhiva electronică, da? 28 de milioane de lei, care ce înseamnă în euro? Vreo 6 milioane aproape de euro. 6 milioane? Da. Și stai să înțeleg mai bine, ca să fie și pe înțelesul oamenilor, suportul. În mai Negoiță a renunțat practic la această datorie? Da, da, am avut eu discuțiile respective cu domnia sa și aveam toate documentele din spate, știind tot ce a fost. Vă întreb, în mai 2022, e foarte important, vorbim de 6 milioane de euro, da? Da. Bani pe care Negoiță trebuia să și recupereze, da? Da. Negoiță a renunțat în mai la acești bani? Renunțase mai repede, pentru că nu se știa, erau documente semnate în momentul în care s-a făcut tranzacția lui Lotus cu Cortasero. Dar erau niște proceduri pe care Cortasero nu le îndeplinise. Că aici face parte de haosul de care vorbeați adineauri și aveți dreptate. Deci nu le îndeplinise. Nici mi-a dat o împuternicire mie sau unui avocat. Trebuia să se șteargă acea datorie, practic, acel drept, acel gaj impus de Negoiță inițial în 2018 pentru acțiunile lui Lotus, dar nu le-a făcut, n-a făcut nicio procedură în acest sens. N-a acționat. Eu le-am luat toate punct cu punct, am așteptat să treacă 30 de zile pentru că la registru. Deci în mai ce a făcut domnul Negoiță concret? Ce a făcut? A trimis hârtia respectivă la registru de arhivă electronică, da? Și s-a șters datoria respectivă, gajul respectiv. A ridicat gajul. Acțiunile lui Dinamo sunt deținute de Lotus, sunt curate cu drept de vânzare.